Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Organizația Femeilor Social-Democrate a vrut să aducă zâmbetul și pe chipurile vârstnicilor de la Azilul de Bătrâni de la Gura Văii. Alături de aceștia a fost și Andrada Carmina Turbat, care mereu dă dovadă de implicare și susținere atunci când vine vorba despre fapte caritabile. Bună ziua! Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Ne bucurăm să fim de fiecare dată. În prag de sărbători, Organizația Femeilor Social-Democrate din Drobeta Turnu Severin a reușit să aducă zâmbete de bucurie vârstnicilor. Acțiunea care a avut loc astăzi la Azilul de Bătrâni din Gura Văii a fost una plină de emoție. Vizita neașteptată i-a făcut pe aceștia să simtă magia sărbătorilor de iarnă. Președintele Organizației de Femei a Partidului Social Democrat, Andrada Carmina Turbat, a avut plăcerea de a fi alături de alți membri ai organizației pentru a oferi momente cât mai frumoase vârstnicilor. Ca de fiecare dată, noi, femeile social-democrate, suntem cu gândul atât la bătrâni, la cei mai vârstnici, cât și la cei tineri. Astăzi am venit cu dragoste la acești oameni pentru a le oferi puțină dăruire, ca să spun așa, am stat de vorbă cu ei. De fiecare dată, vorbele lor sunt povață pentru noi și ne bucurăm că putem veni aici și să le ascultăm poveștile. Bucuroși de surpriza făcută și rămânând cu o amintire frumoasă, bătrânii de la Azilul din Gura Văii au ținut să precizeze că mereu îi vor aștepta cu inima deschisă pentru a le fi alături. Suntem mulțumiți la noi orice om și orice sărac și orice bogat, cât de puțin îi dai, e mulțumit atât cât îi trebuie să fie de ajuns. Mulțumim lui Dumnezeu și dumneavoastră vă mulțumim să vă ție sănătoși. Și să ne mai aduceți aminte când și când se mai poate. Am primit cadouri foarte frumos, mi-a plăcut, fetele drăguțe, nici nu ne așteptam, n-a fost o puțină seara, al noapte, și nu știu cum am răcat și venit ca să văd că directoarea, dar nu ce surpriză. Și nu prea mă simt bine, tremur puțin, mă bucur că ați venit la noi. Sărbători fericite! Faptele bune nu se vor opri aici. Organizația Femeilor Social-Democrate va fi mereu alături de semenii noștri. An de an, în preajma sărbătorilor de iarnă, oamenii cu suflet mare vin în sprijinul celor încercați de soartă, oferindu-le atât cadouri, cât și susținere emoțională.